Ilie Năstase se joacă practic fără să se uite. Prin ochelarii lui nu se poate vedea nimic. Și Baramin, stilului caracteristic, reușește să nimerească fileul. E o lovitură extrem de dificilă. Noac Servadoa, reușită. Preluare Năstase și, din păcate, terenul a fost trasat greșit. Această minge n-a fost out. Este 30-0. 15 egal. Bun. Cădem la pace, negociem. Prima servă nereușită. Servă corectă. Perfectă. Perfect s-a ferit Ilie Năstase aici. Este 30-15 pentru cuplul Baraminoa. A fost o eschivă cum numai lui Ilie iese. Aplauze pentru Yannick Noah! Minuna Franței, cel care a câștigat în 83 Roland Garros. Aproape corect. Aproape corect. A treia încercare. 30 egal. Oh. Încă o șansă. Din păcate, puțin milimetric la maxim un metru de linie. Second chance. Corectă serva. Preluare Barami. Un schimb absolut senzațional de mici și Ilie Năstase reușește să îl nimerească pe Mansur Barami. Este 40-30 pentru cuplul Ainaoui Năstase. Și se cere înlocuire. Ilie s-a rănit la sprâncene, are nevoie de îngrijiri, între Andrei Pavel. Perfect, perfect, o minge extraordinară luată de Barami. Nu se pune? E ok. Mă rog. Și iată, este 1-0 game pentru noul cuplu Ainaoui Pavel. Servește Pavel. Primește Noah. Serva este corectă. Ion Țiriac este lângă Ilie Năstase. Uite ce cere la autograf. Du-te! Du-te! Toată lumea are ceva astăzi cu Ainaoui. Este 15-0 pentru cuplul Barami Noah, care are nevoie de încurajările voastre. Servește Pavel din nou. Rea Barami perfect. Și încă o dată. Pentru Barami această minge este pur și simplu un flac. Și iată, Noah reușește să țintească din nou fileul. Este 15 egal. Pentru Ilie Năstase, desigur. O reluare perfectă. Și este 30-15 pentru cuplul Pavel Ainaoui. După meciul demonstrativ și după ce cele 5 staruri vor juca cu copiii de la cluburile de tenis din Cluj, toți cei prezenți aici pentru promovarea tenisului vă vor oferi autografe după meciuri. Vă mulțumim pentru înțelegere. O minge înaltă, perfectă pentru Ion Țiriac. Din nou pe culoarul de zbor. Și acum e momentul. Mingea a dispărut. Mulțumim foarte mult. 40-15. Pavel Ainaoui.
Servește Barami. Ionu. Toni. Uite, domnul Ciriac. Ca de fiecare dată când Ciriac intră în teren, toată atenția se concentrează asupra lui Ciriac. O greșeală? Nu? A fost o greșeală. Datorată mochetei, desigur. O gaură, o gaură. Toni, Toni. Servește cu patru mingi odată Mansur Barami. Toni. Uite acolo. Flori. Du-te până la Flori. Du-te până la Flori, Moroșan. Și această minge a ajuns exact unde trebuia, la Ion Ciriac. Vitură de grație. Și Aina Wei trage cu toată puterea Năstase, a nimerit exact în dreptul cuvântului Năstase de pe fileu. Vă reamintesc, suntem în plină desfășurare a turneului Bere de Năstase Ciriac Trophy 2011. Greu de înfrânt, joacă la fileu. Noah Barami. Te-o chemat până acolo, lângă umbrela. Și iată, pur și simplu. Domnul Ciriac s-a desținut insistent în teren. Nu, 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 în teren, în teren. Vedeți-mă pe cum. Doamnelor și domnilor, prin aplauze puteți cere împrospătarea echipelor prin apariția primarului Sorin Apostu. Numai prin aplauzele dumneavoastră, domnul Apostu poate prelua o rachetă de la domnul Ciriac. Un meci unicat. Perfect. Se vede că folosiți racheta pe care... Nu, nu. Domnul Ciriac v-a lăsat-o pentru lovitura de mai devreme. Perfect. Vedeți, toate mingile trag spre stăpânul rachetei. Excepțional a reintrat în teren Ion Ciriac. Priviți acest revers superb. Și iată, Ion Ciriac reușește să-l îngenuncheze pe Yannick Noah. Și lovitura de grație. Ne aflăm în fața ultimului schimb de mingi demonstrativ. O minge înălțată pentru Noah. Un cap perfect. Continuați, continuați, încă nu s-a dictat finalul partidei. Perfect! Aveți voie cu duble. Și meciul este câștigat de Ion Ciriac. Să ne mulțumim celor mulți, foarte mult, celor 5 staruri care au fost pur și simplu puse în umbră de Ion Ciriac astăzi la meci. Și în acest moment invităm copiii de la cluburile de tenis, împreună cu antrenorii lor,